plecat Moana, te-ai apropiat de George? Timpul poate fi de ce se va întâmpla. Dar tu ce simți în momentul acesta? În momentul ce ai dori? Altă bombă. De altă bombă, Cristian? Dar deja le-ai dat pătat. Stai liniștit, Achebono, că mai am. Orice ți-ar spune oricine, tu consideri mereu că ai dreptate, te consideri buricul pământ. Eu ți-am spus punctul meu de vedere și ți-am spus ce cred. Am observat că de câte ori intră o fată nouă, am spus, el mă tratează urât pe mine, nu mai mă tratează ca înainte. Cred că lui Andrada îi place cel mai mult când se ceartă și când e împăcată mai mult, nu? Mie place să mă joc cu tine, dar nu ai observat. Tu de ce n-ai curajul să-ți asumi, Nicos, momentul care te-ai pus cu mine, te-ai pus de fapt pentru a crește în fața publicului și ai spus destul de clar că noi vom fi cel mai puternic cuplu și tuturor o să le fie frică de noi. Eu o să te țin așa la distanță. Dar nu mă interesează că eu nu vreau să mă împac cu tine. Nu e ok ce faci, pentru că asta confirmă ceea ce spui Petru. Mariana, ce-ai pățit? Dar mă întreabă atâta că ce fac eu, dacă îl iert sau nu. Dar sunt într-o relație cu el ca să vă dau vouă răspuns? Nu sunt. Aplauz, să-l felicit pe Cristian, pentru că astăzi și după toate aceste întâmplări mi-a rezultat faptul că este prima lui strategie extraordinar de inteligentă. De unde și până unde ne controlează pe noi Alexandra? Cu ce ne influențează Alexandra? Bun, și doi la mână, de când și până când noi n-avem creier. Mergem mai departe cu un lucru foarte important, și anume aceste două cartonașe. Încercați să vă comportați civilizat și să rezolvați altfel conflictele decât prin violență. Fetele vor alege un băiat pe care nu și-l mai doresc în casă, iar băieții o fată pe care nu și-o mai doresc în casă. Am putut să nu observăm cât de frumoasă sunteți, dar și acea cutiuță este. Bine ați venit la o nouă gală săptămânală. Și văd și că aveți un cartonaș roșu și galben. Da, am observat că ați pus ochii pe cutiuță imediat ce mi-am făcut eu apariția. Există cutiuța în ediția de astăzi. Nu știm dacă ascunde surprize plăcute sau neplăcute. Nu știm dacă este un mesaj care privește eliminările. Poate fi ceva frumos. Eu cred că e ceva frumos. Așa crezi? Da. Ar trebui. Eu am visat asta. Am visat și eu, da. Cu siguranță este o decizie foarte importantă aici. E o atenționare și sau poate mai multe. Da. Tot timpul este. De asemenea, mai am aici două cartonașe. Unul galben și unul roșu. Ce Achebono, simți că sunt ale tale? Roșu nu e nimic. Da, așa simți tu? Da. Consider că le-ai merita? Da. De ce? Având în vedere conflictul cu David. Știți că am rămas dator cu ceva. Cu favoriții. Bravo, Paul.
Mulțumesc. Să aflăm cine este fata favorită, cine este băiatul favorit, dar și cine va câștiga 1500 de euro. E surprizele. Eu știu că sunteți nerăbdători să aflați, dar mai este mult până acolo, pentru că avem de dezbătut subiect întâmplări din săptămâna aceasta. Nicos, care a fost cel mai neplăcut moment pentru tine săptămâna aceasta? Faptul că s-au despărțit Mona cu Gigi. Te-a afectat atât de mult această despărțire? Sunt o persoană, din punct de vedere al emoțiilor, ușor influențabile. Și în momentul în care sunt oameni care transmit astfel de emoții, au plâns, au și discutat intens, am intrat în filmul lor. Mă simțeam prost pentru ambele tabele. Singura sceptică în privința sentimentelor dintre George și Mona este Alexandru. Am obișnuit cu asta. Să fiu singura contra tuturor. Nu e neapărat așa, dar cu toate astea ai și o părere. Asta simți sau asta îți dorești? Nu. Ideea este că eu am zis că nu cred în despărțirea lor. În momentul când cineva este împotriva tuturor, clar este iar subiect de discuții. Adică, să mă scuze pe mine, este penibil ceea ce spune. Penibil. Adică dacă ea vrea să-mi spună mie că eu am plâns fals. Păi și noi de ce am mai plâns? Răspund. Și ei după mine, înseamnă că suntem toți trei pe telecomandă. Adică este... Am zis eu că ai plâns tu fals? Păi în momentul când spui că nu crezi... Am zis că nu cred în despărțirea voastră. De ce mai... Acum sunt obligată și atunci dacă nu crezi în despărțirea noastră, de ce am plâns? De ce am plâns dacă nu crezi în despărțirea noastră? Că nu înțeleg. Nu știu ce mă întreb pe mine. Ai spus și tu cu gura ta, George, că ai început să plângi pentru că ai văzut-o pe Mona cum suferă. Așa, doamna Cristina, eu cred că am plâns și noi, și eu și Paul. Nu am plâns așa, așa are, dar nu se leagă ceea ce spui tu cu sora ta. S-a simțit s-a transmis emoția exact cum a spus și dacă eu mai plâng, înseamnă că... Dar voi ce l-ați sfătuit pe George? Eu i-am spus să aștepte să treacă un timp, pentru că în casă poate s-au înțeles, dar poate să înțeleagă și în afara casei. Adică, indiferent dacă rămâne unul aici sau nu are nicio treabă una cu alta, poate să-i interească treaba asta. Dar adică este posibil o secundă să plece dacă Mona ar pleca? Eu dacă mi-aș dori? Nu, tu l-ai sfătuit pe George. Dacă Mona ar părăsi competiția, să meargă după ea acasă? Nu, nu, eu l-am sfătuit să facă ce cred el de cuvință, iar dacă va intra vreo fată în casă pentru el și nu simte nimic, înseamnă că toate lucrurile se îndreaptă spre Mona. Alexandra, da. Dacă ar pleca Mona, te-ai apropiat de George? Timpul va decide ce se va întâmpla. Dar tu ce simți în momentul acesta? Te-ai dori? Altă bombă, Cristian? Dar deja le-ai dat pe toate în acest moment. Te-ai liniștit, Achebono, că mai am. Nu am explodat, măcar, nu mai le-ai aruncat. Mai am. Așa, Cristina, să spui că ești asumat. Stai, Nico, să răspundă Alexandra la întrebare. Te apropia de George? Nu știu. Deci nu ești decisă. Da. Ce spuneai, ce spuneai, Cristian, acolo nu de bombe? Poate să vină să spună că este asumată când vine și da, timpul le va decide pe toate, despărțirea lui George e falsă. Poate e frică să nu-i spui bătaie pe un platou pe aici. Exact, exact, ca să fii încentrat. Sper că nu este cazul, pentru că avem și cartonașele aici, aici. Nu cu mine, nu cu mine. Dar cu cine e bun? Mona și cu Alexandra. Doamne, ferește. Odată ce se ferește cât timp, atâta timp cât este în casă și se ferește să spună chestia asta, înseamnă că păi este frică. Dacă tu crezi că mi-este frică de Mona pentru a spune un lucru, să știi că te înșeli, Achebono. Asta este părerea mea. Domnul este părerea ta și ai o părere foarte proastă. Neinteresant ce, cum este, eu am spus. Da, Paul. Am spus și eu ieri. Alexandra nu e o femeie falsă. Ea se folosește și face doar materiale. Se folosește de orice material în parte să-l dezvolte. E o perioadă lungă de timp. De orice subiect, da. Ca să apară pe ecran. Da, la fel cum am spus cu Achebono, cu Andrada, cu David, cu Mona, cu am punctat ca să înțeleagă cu și Nicos. De acasă că aici materialele nu sunt materiale de rock, nu, nu. Materiale de... Nu am zis că face din timp materiale, materiale false. Mă refer la faptul că se le folosește de acel subiect. Prinde ocazia ca să se... Da, și îl dezvoltă, îl dezvoltă. Cât mai... E imposibil să folosești ca să poată să facă posibil, dar nu reușești. Reușești, Alexandra, sau nu? Dacă Achebono a spus că nu, înseamnă că nu. Eu cred că reușești. Cu toate astea, ieri ai reușit să-i trimiți pe toți băieții afară. Să rămână doar Cristina. Involuntar, doamna Cristina. Asta nu înseamnă că ne-au pus cu botul pe labe. Ne-a trimis noi, ne-am dus de bună voie ca să evităm discuțiile. Pentru că eu am ieșit și din episodul de alaltăieri, am ieșit afară, pentru că nu mai vreau să-i mai dau curs la discuții, că îi dau valoare. Din punctul meu de vedere, dacă e proastă sau nu e proastă. Faptul că sunteți faptul că sunteți supărați pe Alexandra se reflectă în continuare asupra surorii ei?
va avea de suferit? Nu cred că e vorba de supărare, cât e vorba de deranj. Când deranjați. Și? Va avea Adriana de suferit? Nu. Va avea ce mere. V-ați răzgândit? Ar schimba strategia? Din punctul meu de vedere, întrebat, am răspuns. Ar putea avea de suferit doar în dorința de a o elimina pe ea, să fie lovită unde o doare și pe ea rău. Alexandra, dacă ar pleca Adriana acasă, astăzi, în gală, ai urma-o? De ce trebuie să răspundă fiecare gală la această întrebare? Ca să știe băieții ce au de făcut. Șaptea gală când e votat. Ei vor face ce vor simți. E clar că cu toate astea, sunt convinsă că dacă tu vei da un răspuns anume, le vei influența punctul de vedere. Asta dacă vor avea ei ocazia să decidă, pentru că ați văzut aici, niciodată nu se știe cine pe cine votează până în momentul în care se întâmplă votul. Eu zic că cel mai bine ar fi să nu se încreadă în toate lucrurile. Să facă ceea ce simt. Dacă noi am luat fiecare dintre noi atitudinea ei, aici ar fi haos. Cu siguranță, pe asta vă rog mereu să vorbiți pe rând și să vă ascultați. Noi tot ce explicăm noi în fiecare săptămână? Ce explicăm noi în fiecare săptămână? Ne dorim părerea altei fete, ne dorim alte subiecte, ne dorim cu totul altceva. Fii atent, faceți-le, da? Nu se poate, se bagă în fiecare subiect. Uite, aia, de exemplu, nu vorbește nimic, nici măcar aia are, aia are 18 ani, aia este la început. Este la început. Noi am avut un avantaj când am aibă o șansă, pentru că este la haideți să vă dau exemple. Mădălina nu vorbește decât dacă voi vorbiți cu ea. Dar nu poate să vorbească. Mariana de cele mai multe ori vorbește cu Cristian. Alexandra vorbește cu voi. Nu. Convingeți-le pe vorbească fete și să vorbească, cu noi, vorbească și cu Mona este iubita ta, ea refuză să vorbească. Să vorbească. Nu mai refuză să vorbească, dar vreo 2-3 zile chiar a vorbit. A vorbit, a făcut jocul. Păi și ce, nu a fost difuzată? Doamna Cristina, nu credeți că sunt lucruri și mai vesele și mai importante decât țipete și urlete? Creați-le, Achebono! Poftim? Creați-le, dacă voi nu le creați. Păi spuneți ei să discute și alte subiecte, nu numai să urle, dacă să bagă în orice subiect, în orice subiect, nu contează ce subiect e. Au fost o grămadă. Oricare subiect. Domnișoara Cristina, dacă lumânarea asta arde, trebuie să spună că de ce arde așa încet și nu arde mai tare. Doamne, George, eu am senzația că tu în momentul de față te descrii pe tine. Vă rog frumos, abia așa să vă iasă material acolo, să vedeți că dacă din 10 materiale, 9 jumate ia. Păi și tu de ce nu ești? Păi, dar stați așa, că de luni am explicat mai devreme. De luni o să urmezi atunci. Am explicat mai devreme. Dacă mergem pe tema asta, de luni o să urmezi. Dacă fiecare face așa, haos o să fie. Că tu deja ai mers, pentru că primul material este cu tine. Ce crezi? Vreau să-l văd, chiar sunt curios. Da, cu tine și cu cine mai crezi că e? Cu David. Cu David. Cine a zis cu David? Eu. Andrada. Din păcate, așa a început săptămâna. Dar, de fapt, a fost și weekendul, pentru că totul a început la hotel. Da. Haideți să vedem și după discutăm. Unde e David? L-a tras curentul la ureche. Nu știm. Acum vorbim serios, bă. L-a tras curentul la ureche, a răcit. Uite-l aici. David a luat de la mine. Pe confederăție. Că erau lucruri prea tensionate și am zis să mai ieșim și din chestia asta. Dar explică-mi, ce s-a întâmplat? N-a fost. Aveți vreo dovadă că a fost? Nu am o dovadă, am mărturia lor. Acum vreau să spun mărturia și lor. Am spus, nu am nicio chestie de adevăr. Mai am fost Halloween, nu mă mai machez, încerc să fac toate chestiile. Nu este nicio... Nu mă lua cu chestii din acestea, zis, pentru nu că vreau. Nu este momentul și nici situația, David. Toată chestia, i-am zis că îi dau adevăr, fixez adevărul către Achebone, el ce a zis, așa este adevărat. Nu sunt constrângeri, nu sunt frici. Nu. Este pur și simplu decizia ta de a prezenta situația în felul în care ai făcut-o. Exact. Cum vei continua să relaționezi cu Achebono, de exemplu? Normal. Cum am comportat și până acum, nu o să intru niciodată în conflict cu el. Îți este teamă? Nu, n-am de ce. N-am de ce, că dacă mi-era teamă, îl evitam de tot. David, Achebono, aveți de gând să spuneți adevărul, pentru că variantele voastre, după cum vedeți, sunt diferite. Vreau să ascult părerea băieților prima oară. El a așteptat ca să nu ne pună pe noi toți în cap, asta face fals, că știa că se apropie gala și o să-l votăm noi. Cine a zis? Mariana, tu ai zis. Asta ar însemna că David a fost fals, nu? Și să nu fie eliminat din nou. Păi din moment ce voi toți ați venit și ați spus... David nu a venit să spună, el a venit cu altă poveste. Nu a venit să spună că a vrut să dea dovadă de băieții. De bun simț. Nu se lege pe nimeni și să... Ai înțeles? De-aia n-a vrut să știu. Eu l-am înțeles din prima. El când a venit să așeze la jos, eu l-am înțeles perfect. Am mai spus-o absolut perfect și așa s-a întâmplat. Eu i-am din cauza că m-a enervat.
Pentru că, nu știu, mi s-a părut că încearcă să ne registreze, să ne, nu știu ce să ne facă și să... Să ne șantajeze. Că tu o să fii eliminat dacă spune toate lucrurile acestea și nu a vrut să-ți facă rău? Da, nu a vrut să-mi facă rău. Stați puțin. Cum am mai spus, da, cum am mai spus, repet. Paul, între fete, o ceartă durează o lună, două luni, trei luni. La băieți, stai acum o palmă, îți dă o palmă, vă împăca și dați mâna a doua zi. Știi ce pare normal să dai o palmă, apoi să mai dai încă o palmă? La băieți așa e tot timpul. La băieți tot. Uitați, luați exemplu de la conflictul cu Alexandra, cu Andrada, când că ține conflict. Paul, băieți, vă spun următorul lucru. În weekendul ce tocmai a trecut, David a dat foarte multe mesaje producției în care s-a plâns de situația creată. Cum era normal de altfel. Ușoara Cristina. Atunci când a venit în studio, a fost foarte ciudat, pentru că a fost foarte mare diferență între ce era scris și reacția lui din platou. Bine, pe mine personal m-a tulburat. Vreau să știu adevărul, vorbiți pe rând. Zic. Vreau și eu să vorbesc. Eu vă dau câteva exemple. Am spus că la voi este diferit. Uitați conflictul cu Andra, cu Alexandra. Nu, mai avem conflictul. Uitați conflictul, au fost conflicte între Achebono, Nicos. Au fost mai multe certuri între noi băieți și au trecut următoarea zi. Noi la noi la băieți e diferit. David a spus că a fost o regie, dar nu a spus că am fost toți implicați în ea. Poate noi am fost autentici și el a vrut să creeze o regie. El a fost regizor, el a fost actor principal. David, tu de ce nu vorbești și nu spui? Nu, ascult părerea. Nu a zis ca să o fac să înțeleagă și pe Andra, dar nu a fost nicio bătaie mai mult de... Pentru că dacă era o bătaie mai mult de... Da, vână tot. Doamne ferește. Doamne ferește, da. Dacă era o bătaie mai mult decât... Eu nu cred. Cine dintre băieți ar putea spune exact obiectiv cum au stat lucrurile? Cineva care nu este nici de partea lui David, nici de partea lui Achim. Eu v-am spus și cred că sunt cel mai sincer din casa asta. Zinicos. David nu este deloc prost. Este destul de inteligent. E IT-ist. Niciunul dintre voi nu sunteți. A putut remarca în toată această perioadă de când suntem în această emisiune și această formulă că Achebono este, într-o oarecare măsură, dacă nu 100%, un bărbat asumat. Este o chestie voluntară, pot spune. El știa că Achebono va declara ceea ce s-a întâmplat fără să aștepte să fie acuzat. Pentru că așa este genul lui Achebono. Din punctul meu de vedere, nici până în secunda de față, David nu are o explicație la ceea ce i-au spus băieții. Și s-a evitat această acuză. De ce David, în ziua în care a aflat această tragedie, făcea live și râdea? Că practic de aici a plecat totul. Unii oameni se arată, unii oameni nu se arată. Ia zi, David, zi și partea ta de adevăr din nou. Poate s-a schimbat ceva. Nu s-a schimbat, dar vă spun exact ce a fost. Am vrut să văd cum acționați dacă aș fi bătut aici în platou. Să fim bătut în platou. A, tu ai testat echipa de producție? Ascultați-mă, să zicem că... Nu știu, Andrada m-ar bătea cu făcălețul, da? Eu am observat, de fapt m-am convins că ați acționat ca o echipă de profesioniști. Cu ocazia asta... Măi, dar dacă îl descalificam, e Achebono. Mă, lăsați-l să vorbească. Lăsați-l să vorbească. Nu e. Cu ocazia asta... Dacă mă descalificați pe mine, era strict problema mea și mi-asumam cum mi-asum și până se nu este casă. Vorba despre asta, este vorba că tu ai fi căzut victimă. Am contribuit, am contribuit și cu asta basta. Cu ocazia asta am vrut să văd și cum e viața unui star, de exemplu. Să stai într-un hotel de 4 stele în centrul orașului, în centrul Istanbulului. Să vezi cum e să ai un să vezi cum e să ai un o mașină, un șofer personal foarte fain. Să toată lumea să te să te întrebe cum este, cum ești, să te întrebe, să fii atentă cu tine. De ce faci astfel de teste? Și pe mine m-a testat, nu vă amintiți că a zis că să vedem cum reacționează dacă nu-i răspund câteva zile? Păi da, asta a fost pentru mine testul acesta. Asta a fost pentru mine asta, să văd dacă ești pentru mine în măsură, dar m-am lămurit de tine. În orice relație faci un test. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.